Bună seara, bine v-am găsit la știrile Accent TV. Iată care sunt principalele titluri ale zilei. Femeie rănită pe o trecere de pietoni în Târgu Jiu. Gorjul locul 1 pe țară la numărul focarelor de pestă porcină africană. Gilortul la ora debutului. O femeie a fost lovită de o mașină pe o trecere de pietoni din municipiul Târgu Jiu. Accidentul rutier a avut loc în această dimineață pe strada Victoriei. Un bărbat de 44 de ani din localitate conducea autoturismul având direcția de deplasare dinspre centrul orașului către strada 9 Mai. Când a ajuns în dreptul trecerii de pietoni marcată și semnalizată corespunzător din zona paralelă 45, șoferul nu a acordat prioritate de trecere unei femei de 51 de ani ce se afla angajată în traversarea străzii, acroșând-o. În urma impactului, pietonul a fost rănit și transportat la spital. La data de 1 august, anul curent, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au fost sesizați prin apelul unic de urgență 112 despre faptul că în municipiul Târgu Jiu a avut loc un eveniment rutier cu victime. Polițiștii deplasați la fața locului au stabilit faptul că un bărbat de 44 de ani din municipiul Târgu Jiu, în timp ce conducea o auto utilitară pe strada Victoriei din municipiul Târgu Jiu, nu ar fi acordat prioritate de trecere și a acroșat o femeie de 51 de ani din aceeași localitate, care se angajase în traversarea regulamentară a străzii pe trecerea de pietoni semnalizată corespunzător. În urma impactului a rezultat rănirea femeii de 51 de ani, aceasta fiind transportată la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale de specialitate. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În cauză, polițiștii efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal în vederea stabilirii cauzelor și condițiilor în care s-a produs evenimentul rutier, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Un tir a luat foc pe DN56A în localitatea Bucura din județul Mehedinți. Incendiul a cuprins întregul autotren care transporta materiale textile. La fața locului au intervenit pompierii stației Vânjul Mare cu două autospeciale de lucru cu apă și spumă și o ambulanță SAJ. La sosirea salvatorilor, șoferul autotrenului fusese scos din cabină de către localnici. Acesta se afla în stare de inconștiență și, din păcate, nu s-a mai putut face nimic pentru a-l salva. Se pare că bărbatul ar fi murit din cauza unui infart, nu din cauza flăcărilor. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului este în curs de stabilire. Accident grav în această dimineață în localitatea Coteana din județul Olt. Două persoane au fost rănite după ce mașina în care se aflau a ajuns într-un cap de pod. La volanul mașinii se afla un tânăr de 22 de ani din Curtișoara. Acesta, în timp ce conducea un autoturism pe DJ546, ar fi pierdut controlul volanului și a intrat în coliziune cu un pod. În urma impactului, conducătorul auto și un pasager au fost răniți și transportați la Spitalul Județean de Urgență Slatina. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În cauza a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Totodată, polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul. Pesta porcină africană continuă să facă dezastru prin localitățile din Gorj. În prezent, județul se situează pe locul 1 pe țară la numărul focarelor active. Așadar, în momentul de față, Gorjul se poate mândri cu număr de 178 de focare de PPA în gospodăriile populației. În două sate din județ s-au ucis preventiv toți porcii, fără a mai conta dacă ei sunt sau nu bolnavi. Este vorba despre localitatea Vârst din Rovinar și Dâmbova din Drăguțești. Suntem, din păcate, pe locul întâi în țară. Avem 178 de focare active, avem discuții permanente și în această dimineață am avut discuție cu DSV, există și o echipă de la București, de la NSVSA. Aștept concluziile discuției și în funcție de acestea vom decide mâine convocarea Comitetului Local pentru Combaterea Bolilor. La nivel de sate o să ia decizia uciderii tuturor porcilor din anumite sate. Până acum s-a luat decizia pentru Vârst și Dâmbova, prin comitetul instituit săptămâna trecută. A fost semnat contractul de finanțare pentru pasajul de sub calea ferată din zona 9 Mai. Edilul din Târgu Jiu, Marcel Romanescu, a parafat actele în prezența ministrului dezvoltării, Adrian Ioan Veștea. Proiectul are o valoare de peste 5 milioane de euro prin programul Angel Salini. Primarul a declarat că și-ar dori ca lucrările, care vor dura 9 luni, să înceapă în acest an. Urmează procedura de licitație pentru proiectare cu execuție. Avem însă un mare avantaj, pentru că Daliu, studiul de fezabilitate, l-a realizat cu societatea Metrou SA București, o societate foarte puternică
Și eu cred că nu vor fi foarte mari modificări la faza de proiectare. Deci cel care va câștiga, societatea care va câștiga licitația pentru execuția acestei lucrări, va face și proiectul. Însă având un studiu de fezabilitate foarte bine realizat de către societatea Metro USA, eu cred că lucrurile vor evolua pe repede înainte. Mi-aș dori ca o parte dintre lucrări să se desfășoare în acest an, în condițiile în care, cred că undeva la nivelul lunii septembrie, pentru că nu vreau să dau termene incorrecte, să avem deja contractul semnat pentru proiectare și execuție. Termenul de execuție efectivă a lucrărilor este doar de 9 luni de zile, ceea ce ar presupune că în 2024 putem să avem un pasaj subteran pe sub calea ferată pe 9 mai Ana Ipătescu. Două expropieri au fost făcute, nefiind vorba de construcții propriu-zise. După ce am făcut solicitarea de obținere de finanțare, a fost nevoit să facem anumite exproprieri pe culoarul pe care se va realiza acest pasaj. Am dat hotărâre de Consiliul Local pentru expropriere în interes public. O parte din suprafața pe care se va realiza acest pasaj este pe fostele terenuri ale cetățenilor din zonă, fără ca să afectăm construcții. Vorbim de terenurile din stânga și din dreapta, actualei căi de acces, unde se va realiza acest tronson. Pasajul va fi pasaj auto pe sub calea ferată. Avem acordul și CFR-ului pentru realizarea acestui pasaj. Lucrarea nu presupune un efort deosebit, ținând cont de faptul că acolo există, cum să vă spun, o denivelare la nivel de cale ferată și putem să realizăm acest pasaj fără ca să intrăm foarte mult în partea de sol. Deci vine cam puțin sub nivelul actual al străzii 9 mai. Marcel Romanescu a declarat că pasajul era foarte necesar, iar acest lucru a reieșit din discuțiile avute cu cetățenii din cartierele Diana și Plopilor. Prefectul de Gorj, Iulian Popescu, a participat astăzi la aniversarea vârstei de 103 ani a unui veteran de război dintr-o localitate din județ. Este vorba despre Constantin Bădescu, un localnic din comuna Aninoasa. Bravul veteran de război s-a născut pe data de 1 august 1920. Prefectul a rămas uimit de vivacitatea vârstnicului și a urat viață lungă. La mulți ani, domnului Constantin Bădescu, veteran nostru din comuna Aninoasa, care astăzi împlinește venerabila vârstă de 103 ani, născut la 1 august 1920, a fost incorporat la 19 ani în cadrul Armatei Române, deci în 1939, și a prins toată perioada războiului până la Sevastopol, evacuat de acolo și apoi pe frontul de vest până la capăt în Cehoslovacia și s-a întors înapoi. Îi urăm multă sănătate și să se bucure cât mai mult de împliniri și de familie și de toate rudele sale. Patria este etern recunoscătoare. Edilul Marcel Romanescu nu ia în calcul o candidatură din partea PNL fără echipa cu care a câștigat ultima bătălie electorală. Între timp, organizația municipală a liberalilor se reconfigurează. Prefectul Iulian Popescu se ocupă de crearea unei echipe noi în care Marcel Romanescu nu are însă încredere. Primarul este tot mai aproape de PSD, dar nu exclude în totalitate să rămână în cadrul Partidului Național Liberal. Romanescu repetă că doar cu echipa care l-a ajutat să câștige precedentele mandate de primar ar candida din nou. Nu iau în calcul o astfel de variantă, în primul rând că nu am încredere într-o astfel de echipă și nici n-aș avea încredere în echipa respectivă. Și dacă aș candida din partea Partidului Național Liberal în viitor, echipa cu care am câștigat rămâne neschimbat. Asta a fost discuția pe care nu, până la urmă, n-am rezonat cu domnul Iordache. Nu-mi schimb echipa câștigătoare. Echipa care a câștigat până acum alegerile și dacă ar rămâne ca variantă candidatura mea la Partidul Național Liberal, în niciun caz n-aș lucra cu oamenii din echipa domnului Iulian Popescu. De ce nu veți încredere? N-am încredere pentru că, pe de o parte, oamenii care au fost prezenți la acele întâlniri n-au demonstrat până în momentul de față nimic, ba dimpotrivă, o parte dintre ei sunt oamenii care s-au simțit cumva lezați în activitatea mea de primar sau în activitatea mea politică de modul cum au mers lucrurile. Romanescu a adăugat că în actuala echipă liberală nu sunt oameni care au experiență în campaniile electorale. Oamenii care nu sunt obișnuiți cu ceea ce presupune, cu ceea ce se întâmplă într-o campanie electorală, foarte greu fac față rigorilor unei campanii electorale.
Astăzi discutăm de câteva sute de persoane care știu cu adevărat ce înseamnă să fii într-o campanie electorală implicat direct. Niciunul din cei care au fost prezenți acolo n-a fost implicat vreodată direct în campanie electorală, adică campania aia din teren, door-to-door, pe care noi o facem de 6 ani de zile. A fost, poate, la televizor, au fost alături de noi. Nu i-am văzut implicați. Pe de altă parte, președintele PNL Târgu Jiu, Iulian Popescu, este optimist. Cel din urmă a declarat că nu va da prefectura Gorj pe primăria Târgu Jiu, iar liberalii au suficienți oameni pentru a câștiga toate alegerile din 2024. S-a menționat deja public acest lucru, că Partidul Național Liberal are resurse suficiente și foarte mulți candidați care ar putea candida, câștiga primăria și fi foarte buni primari pentru municipiul Târgu Jiu. Obiectivul Partidului Național Liberal Gorj este câștigarea tuturor alegerilor din 2024. Danilie Morega, președintele Institutului de Analiză și Investigații Publice și Politice Gorj, a primit mai multe sesizări cu privire la situația câinilor fără stăpân. Oamenii s-au plâns de faptul că autoritățile locale nu se implică suficient în rezolvarea acestei probleme apăsătoare pentru fiecare comunitate. Un caz similar se regăsește și în comuna Dănești. Aici, din păcate, câinii se plimbă nestingheriți, punând în pericol viața celor care zi de zi fac naveta pe jos sau merg cu bicicleta. Ne-am mai vorbit despre câinii comunitari referindu-ne la municipiul Târgu Jiu. Și trebuie să accentuez din nou că am primit telefoane, am primit femei cu copii mici în audiență, am primit oameni în vârstă care mi-au semnalat că atât în Dănești cât și în municipiul Târgu Jiu, mai ales în zonele care nu sunt centrate, de exemplu zona unde este strada Ana Ipătescu sau în satele care sunt în buza municipiului Târgu Jiu, aparținătoare de primarul de la Dănești. Este incalificabil ca să nu să fi luat măsuri atunci când am atenționat autoritățile municipale care sunt responsabile. Fostul deputat susține că primarul din Dănești nu este preocupat de situația câinilor fără stăpân. Toate satele care sunt în buza municipiului Târgu Jiu, unde de fapt se întâlnesc câinii comunitari ai din Târgu Jiu cu cei din Dănești, n-a luat și nu ia niciun fel de măsură. Ba mai mult, am fost informat că pe el nu-l interesează câinii comunitari. Pe acest primar, care i-a spune un alt calificativ, dar nu vreau să fac acest lucru, gândind că până la urmă, el totuși se răzgândește și gândește în modul că nu poate să lasă câinii comunitari ca să facă victime în rândul copiilor, în rândul mamelor care merg cu copiii, fie cu căruciorul, fie cu ei de mână că sunt mici, fie că sunt oameni în vârstă și nu pot să se apere de aceste haite. Caravana cu medici a Partidului Național Liberal Gorj își continuă consultațiile în localitățile din județ. Ieri caravana a poposit în comuna Dănciulești. Medicii cardiologi Cosmin Răut și Mircea Tomescu, urologul Dragoș Catrina, neurologul Magdalena Chițu și stomatologul Andreea Pârvulescu au asigurat consultații medicale gratuite pentru zeci de pacienți. Pe lângă consultații s-au făcut analize medicale, pacienții au primit rețete și recomandări și acolo unde situația a impus-o, oamenii au fost îndrumați și sprijiniți să ajungă la spitale pentru controle și analize mai amănunțite. Împreună cu mai mulți voluntari medici și cu colegi din organizația județeană PNL Gorj, acolo unde am avut solicitări de la comunitate de medici care să consulte, eventual să le prescrie o rețetă la oamenii aceia care au și o distanță foarte mare față de primul spital la peste 50 de kilometri și nu numai acest lucru, că erau foarte mulți oameni în vârstă și era o imposibilitate de a ajunge la un centru medical. Și ne-am gândit că astfel, în acest fel, am putea să îi ajutăm și pe ei și cei care s-au oferit să fie voluntari, respectiv medicii care s-au oferit voluntari, ar putea să fie util și a fost dorința lor și noi ne bucurăm și le mulțumim. Este nevoie de vehicul de transport persoane pentru cariere miniere. Complexul energetic Oltenia a aprobat suma de peste 1,5 milioane de lei pentru a închiria vehicule pentru transport marfă. Mașinile trebuie să fie prevăzute cu deservent. Contractul este împărțit în 13 loturi. Vehiculele de transport marfă cu șofer sunt pentru UMC Rovinari, Roșia Peșteana, Jilț Motru și Uprum Rovinari. Contractul va fi încheiat pe 4 luni, începând cu luna august. Complexul energetic Oltenia a redus producția în ultimele zile. Acest lucru s-a întâmplat pe fondul scăderii consumului.
De asemenea, a crescut producția la centralele eoliene. Țara noastră are în anumite perioade un consum de puțin peste 5.000 de megawați. Complexul energetic Oltenia a ajuns pe locul al 5-lea în rândul producătorilor de energie din țară. Producția medie este de 400-500 de megawați. Acest lucru înseamnă două grupuri energetice în funcțiune. Salariații din sectorul minier gestionat de complexul energetic Oltenia vor beneficia de echipamente de protecție. În sectorul minier activează peste 6.000 de salariați. Majoritatea lucrează direct în producție. A fost efectuat necesarul de echipamente de protecție. Vor fi asigurate în primul rând diferite tipuri de cizme, care să asigure protecția personalului care lucrează în diferite medii. Echipamentul trebuie să fie livrat începând din luna august. Primăria și Consiliul Local Godinești, Ansamblul Artistic Profesionist Doina Gorjului și Școala Populară de Artă Constantin Brâncuș din Târgu Jiu organizează Festivalul Tineretului la Godinești. Evenimentul va începe astăzi la ora 15 pe scena din grindul Godineștiului. Câștigătorii trofeului și locului întâi din ultimii 3 ani nu au voie să participe la concurs, prestația lor putând fi doar în afara concursului. Vârsta de participare este între 12 și 25 de ani. La fel ca și la edițiile precedente, festivalul are 4 secțiuni de concurs: soliști vocali, soliști instrumentiști, formații de dansuri populare și tarafuri tradiționale. Spectacolul va avea loc în grindul Godineștiului, spectacol la care vor participa Ansamblul Artistic Profesionist Doina Gorjului, membrii ai Școlii Populare de Artă Maria Rătăriță din Târgu Jiu, precum și alți interpreți de muzică populară, protagoniști ai Ansamblului Profesionist Doina Gorjului. Festivalul va începe în jur de ora 15 și se va desfășura pe scena amenajată în aer liber în grindul Godineștiului. Cu această ocazie vor fi acordate premii, diplome participanților și câștigătorilor la diferite secțiuni de concurs, dar totodată vor fi premiate și familiile care au împlinit 50 de ani de căsnicie neîntreruptă. Tot festivalul se va încheia cu un spectacol de muzică populară și cu hore și voie bună, ca de obicei. Perioada de vară este caniculară și, din păcate, împiedică autoritățile locale să lucreze la capacitate maximă. Cu toate acestea, primarul comunei Bolboș, Viorel Rotaru, spune că a început mai multe proiecte. Astfel că cetățenii din localitate pot spera acum la un trai mai bun. Autoritățile locale de aici au reușit să obțină finanțare prin programul Angel Salini pentru introducerea sistemului de alimentare cu apă, dar și pentru canalizare. De asemenea, reprezentanții administrației publice locale sunt pe ultima sută de metri cu pregătirile pentru zilele comune. Avem în derulare un pod peste un pârâu care era subdimensionat, să spun, și l-am început lucrarea la el pe drumul comunal 75, unde avem și două podete mai micuțe care au fost finalizate, urmând și acesta până la sfârșitul anului, sperăm să fie gata. Important este și acel proiect mare pe Angel Salini cu apă și sistemul de canalizare, care sperăm să înceapă lucrările până la sfârșitul anului, care este de durată pentru finalizare, pentru că este o investiție foarte mare în comuna Bolboș. Și în perioada de vară, când toate comunele se pregătesc și de petrecere, avem și zilele comunei care se apropie. CSM Târgu Jiu își va prezenta lotul în cadrul unui puternic turneu amical. De joi, în sala sporturilor, va avea loc memorialul Mircea Pașec. Întrecerea sportivă dedicată fostului mare antrenor și conducător din handbalul gorjean a ajuns la ediția a doua. Meciurile se vor disputa în perioada 3-5 august. CS Măgura Ciznădie, HC Dunărea Brăila și CSU Știința București vor lua parte la competiția din orașul lui Brâncuș. Joi de la ora 18:30, înainte de confruntarea cu CSU Știința București, va avea loc prezentarea lotului. Gilortul joacă mâine primul meci oficial al sezonului. Echipa lui Mario Găman va evolua în Cupa României. Gorjenii se deplasează la Severin pentru duelul cu Viitorul Șimian. Partida are loc miercuri începând cu ora 17:30. Alex Stoica, fostul antrenor al Gilortului, conduce trupa mehedințeană. În această vară, 3 jucători ai gorjenilor i s-au alăturat: Denis Bucur, Angel Ciutică și Ion Dogaru. Pe de altă parte, tehnicianul Mario Găman vrea ca oaspeții să avanseze în competiție, dar recunoaște că urmează un duel încrâncenat. Băieții sunt bine, vin după antrenamente puțin mai dure, e normal în această perioadă de încărcătură din toate punctele de vedere. Mergem cu încredere, mergem cu personalitate, mergem să jucăm fotbal și sperăm că ne dorim să mergem mai departe. Acum sperăm să și putem reuși acest lucru, ținând cont că și Șimian este o echipă cu pretenții, o echipă care își dorește anul acesta locurile 1-2, o echipă care a făcut foarte multe transferuri bune, un antrenor nou, un antrenor foarte bun, și nu rămâne să facem
puțin decât ne jucăm șansa și să vedem unde suntem, că este un meci unde vedem unde mai putem lucra, ce putem îmbunătăți și vom vedea ce aspecte după terminarea acestui joc. Gilortul nu are noutăți în lot înainte de partida de la Severin. Găman își dorește numai puțin de 7 fotbaliști pentru a completa lotul. Deocamdată nu avem decât aceleași noutăți pe care le-am avut la începutul pregătirii. Mari Habet, care el din păcate este puțin accidentat, să vedem dacă îl putem avea mâine disponibil pentru joc. Și Merită, care a revenit după 2 ani de inactivitate. Sperăm să integrăm și pe el cât mai repede în acest colectiv. Deocamdată acestea sunt noutăți. Normal că mai îmi doresc cel puțin 3 seniori și încă 4 juniori pentru a putea emite pretenția anul acesta. Dar vom vedea dacă vom putea să și reușim aceste lucruri. Liga 3 va începe la finalul lunii august. Știrile au ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenție. O seară plăcută în continuare.